Bună și bine ați venit pe Tarotada! În această zi vreau să facem o etalare în iubire, să vedem cine se gândește la tine și cu ce scop, ce scop are. Poate are un secret bine ascuns, poate nu știi cine și ce se va întâmpla, cine se gândește la tine și ce se va întâmpla cu această persoană. Haideți, dragilor, să vedem, aveți două variante de răspuns, aveți lapis lazuli, varianta cu piatra albastră, și varianta 2, citrinul. Alegeți-vă după intuiția voastră, fiecare știe unde v-a căzut privirea prima dată, acolo este un mesaj pentru voi. Dacă nu vi se potrivește una dintre cele două variante pe care vi le-ați ales, ascultați-le pe amândouă și luați informații din ambele. Cum credeți, cred că acolo unde vă cade privirea prima dată este pentru voi ceva, o etalare generală, colectivă, atât pentru doamne cât și pentru domni valabilă. Și haideți, dragilor, să vedem pentru toți cei care v-ați ales prima variantă. Lapis lazuli. Cine se gândește la tine și cu ce scop? Cine este această persoană? O persoană care co-creează acum, manifestă viața ca un mister. Aici probabil este o persoană care te-a întâlnit, te-a văzut și dorește să aibă succes cu tine. O persoană care dorește să te protejeze. Wow, ce frumos! Un artist, o artistă, o persoană care poate să lucreze în haina statului. Creativă, foarte creativă această persoană. Este persoana potrivită, predestinată pentru tine. Iar această persoană va face toate demersurile către voi. Iubire. Această persoană vă iubește, este loială. Aici are o judecată corectă această persoană. Wow, ce frumos aici! Te va surprinde plăcut această persoană. Posibil să o cunoști pe această persoană, dar să nu fie avut până acum nicio relație cu această persoană. Haideți să vedem. Wow, această persoană a ieșit dintr-o relație toxică. Aici această persoană a trecut printr-un val greu al vieții. Dragilor, aici este o persoană greu încercată, care acum luptă pentru o altă șansă, pentru o altă viață aici, și această persoană s-a smuls dintr-o toxicitate, dintr-o negativitate. Valoarea principală a acestui om este familia, este bunăstarea, dar aici nu a avut parte această persoană de o relație sănătoasă. Și universul a smuls această persoană din relația toxică pe care a avut-o. Această persoană te caută, ești ca o muză. Te caută, te urmărește, este iluminată această persoană, a descoperit adevărul, s-a trezit. Probabil această persoană, când v-a văzut, a înțeles că sunteți menit să fiți în viața lui, a ei. Și are speranță, wow, ce frumos, această persoană, că îi veți răspunde afirmativ. O persoană loială, o persoană dedicată, o persoană îndrăgostită. Ce a trăit această persoană este greu de spus în cuvinte. A avut o viață destul de, o relație destul de grea. Probabil este singură acum această persoană, pentru că a vindecat niște răni grele din trecut, a fost căsătorită sau a fost într-o relație cu o persoană falsă. Acum muncește din plin și planul material și planul carierei aici este foarte bine aspectat pentru această persoană, dar această persoană își dorește familie și își dorește o persoană iubitoare, loială, la fel cum și această persoană are de oferit. Da, această persoană a trecut printr-un divorț sau printr-o despărțire urâtă. Doar că acum norocul i-a ieșit în cale. Voi sunteți norocul acestei persoane. Și persoana aceasta știe.
a primit această informație, este iluminată, este trezită, găsindu-vă, întâlnindu-vă, văzându-vă, această persoană are speranța că nu toate corăbiile s-au înnecat la această persoană, are speranța că poate să aibă o viață așa cum și-o dorește. Da, aici din păcate o persoană loială, o persoană familistă care nu a avut parte de această familie pe care și-a dorit-o. Cine este această persoană? La ce se gândește această persoană? Se gândește la întemeierea unei familii, la stabilitate, la frumusețe. Wow, este un vis pentru această persoană. Voi sunteți un vis pentru această persoană. Vedeți aici, această persoană a spus într-un final adevărul și a plecat dintr-o relație toxică. Aici este vindecată această persoană de tot ce a trăit, multă suferință văd la această persoană în trecutul îndepărtat, pentru că acum această persoană este bine aspectată pe toate planurile, 9 de monede. Este o persoană singură în acest moment, este o persoană care lucrează la propriile valori. Este reinventată această persoană, spuneți că este alta decât a fost în trecut, pentru că această persoană a fost o victimă, o victimă a unei persoane false. S-a despărțit, a pus capăt, a fost un final de linie. Această persoană a avut o perioadă în care nu a mai crezut în iubire, nu a mai crezut într-o viață de familie, așa cum și-a dorit-o. Aici această persoană a spus, ăsta este destinul, merg așa mai departe. Dar întâlnindu-vă această persoană a înțeles că totuși există o șansă, că acest univers aduce înapoi tot ce a oferit. E frumos aici pentru că voi sunteți împărăteasa. Aici avem rac, pești, scorpion, taur, fecioară, capricorn, zodii de apă și zodii de pământ, pot fi și zodii de aer. Pentru că aici avem un cavaler de săbii. Această persoană a fost smulsă. Universul nu a mai lăsat-o să rămână într-o toxicitate, într-o relație falsă. Iar acum s-a reinventat această persoană. Pentru că s-a trezit, pentru că este iluminată, pentru că trăiește în adevăr și dorește să ofere iubire. Așa cum și în trecut a oferit, dar nu a primit înapoi, acestei persoane i-ați ieșit în cale. Pentru că și voi sunteți la fel, vă doriți familie, vă doriți poate copii, vă doriți bunăstare. Dragilor, aici este un rege de monede. Este o persoană generoasă, loială, iubitoare, protectoare. Am văzut aici protectorul. Această persoană vă va proteja. Da, este o citire foarte frumoasă. Wow, suflet pereche. Și aici o evoluție naturală a relației voastre. Această persoană va veni încet către voi. Nu va grăbi lucrurile, nu vă va vinde iluzii. Această persoană este o persoană serioasă, o persoană loială, o persoană iubitoare, o persoană așa ca în visul oricărei doamne, a oricărei prințese care visează la un prinț. Aici este un 9 de cupe. Dragilor, să știți că această persoană este visul vostru, așa cum voi sunteți visul acestei persoane. A trecut mult, peste multe lucruri această persoană, iar acum simte că se poate reinventa. Voi aveți indicii aici, primiți semne de la univers că vi se pregătește ceva, voi simțiți apropierea acestei persoane, ascultați-vă intuiția, ascultați-vă instinctele, pentru că aici această persoană începe să se îndrepte către voi. Wow, ce frumos! Este timpul divin, dragilor! Poate prin ce a trecut această persoană, poate ați trecut și voi printr-o relație toxică și este timpul divin după vindecare să întâlniți persoana predestinată, pentru că aici văd uniune, timp divin și frici. Nu vă lăsați cuprinși de teamă, pentru că voi aici vă puneți limite, limite care nu sunt sănătoase. Trebuie să ne punem limite, dar sănătoase, dragilor, pentru noi. Primiți această persoană pentru că această persoană vă va oferi exact ce voi aveți nevoie. Aici avem un 9 de cupe. Voi sunteți împărăteasa, iar acest om este regele de monede.
probabil venind în uniune cu voi, va deveni împărat acest rege. Haideți să vedem. Da, aici această persoană este ruptă energetic de tot ce a fost. Un om care gândește mult, mental, intelectual, o persoană poate în funcție, cum am spus, în funcție mare, care a trăit o dramă și care acum s-a reinventat. Aici, această persoană a rupt toate stringurile, a rupt toate cordoanele energetice cu trecutul. Această persoană este ca nouă. Ce secret are această persoană, ce își dorește de la voi? O stabilitate armonioasă, binefăcătoare, wow! Această persoană este cavalerul tău perfect, este persoana ideală. Gemeni, vărsător, balanță, văd aici. Aer, apă, pământ, ce este între voi? Iubire bazată pe atracție, intensă, constantă, reciprocă și profundă reciprocă. Da, este frumos aici. Ce va fi între voi? Fericire profundă de plină. Wow, aici este un vis care ție ți se împlinește. Și încă o dată, sufletul pereche. Au ieșit multe, multe cărți. Aici este frumos. O uniune, o conexiune. Această persoană este un admirator secret. Te știe această persoană, poate mai bine decât știi tu această persoană. Te va surprinde. Te urmărește din umbră, am văzut și cartea urmăritorului, probabil pe rețele de socializare, probabil din umbră. Știe multe lucruri despre tine această persoană și este cea de-a doua șansă pe care Universul ți-o oferă. O mare oportunitate pentru tine, un suflet pereche care vine în viața ta. Împărăteasa și frumusețea, cum te vede această persoană? Într-o frumusețe de plină. Da, ce își dorește această persoană cu tine? Armonie. Un nou început. Această persoană își dorește copii. Posibil să nu aibă copii această persoană și să-și dorească. Și longevitate. Wow, ce frumos este. Această persoană își dorește o uniune cu voi, o relație de lungă durată, cu iubire, cu loialitate, cu tot ce trebuie, o familie. Această persoană visează la o familie unită, armonioasă. Este și visul vostru. Dacă vă potriviți cu acest vis și acesta este scopul vostru, aceasta este persoana, dragilor. Ea vine către voi și vine repede. Vreau un sfat pentru voi. Viziune dumnezeiască și transformare. Este posibil și voi să fiți persoane care sunteți singure în acest moment sau acolo unde sunteți nu vă mai regăsiți în relația respectivă. Această persoană are speranța că venind către voi în mod natural, între voi se va forma un cerc frumos. Aici se închide cercul pentru voi. A doua șansă pe care Universul ți-o oferă. Ce ai pus în univers vine înapoi la tine. Tot ce a oferit această persoană și nu a primit înapoi este timpul divin să primească. Iar voi sunteți cadoul universului pentru această persoană. Iar această persoană este cadoul universului pentru voi. Acesta este sfatul vostru. Dacă nici măcar nu vă gândiți să mai acordați o șansă vieții voastre sentimentale, mai gândiți-vă încă o dată. Aici este transformarea. Folosești puterea iubirii pentru a trece dincolo de iluzii și a păși în lumina conștiinței. Gândiți-vă de două ori pentru că aici vine o mare oportunitate către voi. Iar aici aveți viziune dumnezeiască. Orice s-ar petrece, ai viziunea de ansamblu a unui univers iubitor și drept. Aici ți se face dreptate prin venirea acestei persoane în viața ta. Ți se face dreptate. Universul îți acordă acest cadou fantastic, o nouă șansă la o iubire pură, loială, sinceră. Aici văd iubire pe toate planurile, pe toate aspectele. Foarte frumoasă această etalare. Dragilor, toți cei care v-ați ales această pietricică, aveți o speranță, aveți un vis, iar visul se împlinește. Haideți să vedem și pentru toți cei care v-ați ales a doua variantă. Ce se întâmplă aici, cine se gândește la tine și ce scop are.
Prima variantă a fost foarte frumoasă. Haideți să o vedem și pe a doua. Pentru toți cei care v-ați ales citrinul. Cine este persoana care se gândește la tine și cu ce scop? Ce secret bine ascuns are față de tine? Această persoană are un joc în minte. Wow! Nu prea îți spune ce are în minte această persoană. Aici avem o persoană care face un plan. Cam ocolește ceea ce ar trebui cu adevărat să-ți spună. Nu este foarte sinceră această persoană. Atenție aici, să vedem mai departe. Dorește să construiască această persoană alături de voi. Poate își dorește o schimbare pe plan financiar. Aici această persoană are multe lucruri de învățat de la voi. Este cam șireată această persoană. Aici a ieșit coyotul. Aici cam ocolește adevărul divin această persoană. Multe lucruri de la care se poate inspira de la voi. Dorește aici un succes pe plan financiar această persoană, să construiască alături de voi ceva. Da, succes. Această persoană, după ce simt eu aici, dorește să vină, să ia cu toate mâinile. Vom vedea dacă are și ceva de oferit aici. Bârfă multe lucruri, poate pariuri puse în legătură cu voi. E camuflată această persoană. Este și geloasă, este și întunecată această persoană. Ce își dorește cu voi? Romantism. Wow! Dar această persoană vă caută și uită să vă mai sune după ce vă întâlniți. Uneori vă blochează, vă deblochează. Aici este o persoană foarte instabilă. Scrie mesaje, le șterge, vă blochează, vă deblochează, vă răspunde doar când are ea timp, deși vă spune că își dorește totul cu voi. Își dorește o relație bazată pe iubire. Vă iubește, această persoană vă spune că vă iubește, că dorește să construiască alături de voi, dar este falsă această persoană. Da, această persoană nu dorește niciun fel de legătură să facă, doar că cu voi, doar în acest plan, doar în plan fizic, dar la nivel energetic această persoană nu își dorește mai mult decât obținerea trofeului. Nu dorește niciun fel de atașament, nu este ancorată în relația voastră această persoană. Aici trebuie atenție, pentru că aici este o persoană foarte insistentă care vine către voi și dorește marea acusarea de la voi, dar nu știu dacă este în măsură să vă și ofere, pentru că această persoană nu oferă. Vedeți, aici aveți un divin masculin. Aici este un divin masculin, o persoană, un suflet pereche fals, dragilor, care doar spune că este suflet pereche. Nu se simte foarte bine. Această persoană trădează, această persoană minte. Da, își dorește, sunteți un trofeu pentru această persoană. Are energie multă. Această persoană investește în lucruri, în tot felul de lucruri. Nu își canalizează energia, nu are un scop această persoană decât de a obține foloase rapide, perioade scurte de timp. Această persoană minte mult. Da, o persoană călătoare, o persoană care poate este la distanță, vine doar în anumite momente, care își dorește căsătorie cu voi, dar nu are nimic de oferit. Această persoană este indisponibilă emoțional. Chiar dacă vă spune, vă declară iubire, vă vinde iluzii această persoană. Nu are nimic de oferit această persoană. Călătoare, diavolul, persoană toxică, wow, și roata norocului. Această persoană își dorește să dea lovitura alături de voi, să vă țină, pentru că am văzut, este și geloasă, este și atașată. Această persoană dorește să vă prindă, să vă țină, să vă lege. 5 de cupe, veți regreta.
vine repede către voi această persoană, manipulatoare, magicianul și un cavaler de bâte. Probabil că are mai multe persoane la care se gândește această persoană. Tuturor le vin de iluzii. Este o citire destul de... căreia trebuie să-i acordați destul de multă atenție. Un atașament material. Această persoană vine focusată pe lucruri palpabile, pe lucruri vizibile, pe parte financiară, dorește alături de voi să dea lovitura, dar din punct de vedere sentimental această persoană nu are ce oferi. Și știe această persoană, dar nu va face nimic. Nu, această persoană va veni, va lua totul și într-un final va pleca, la fel cum a venit. Da, între voi este iubire, o scânteie, sunteți într-o confuzie, nu prea știți. Această persoană vine, pleacă, vă cere în căsătorie, vă spune că vă aduce luna de pe cer și deodată se face noapte, nu mai oferă nimic, uită să mai răspundă la telefon, poate și blochează. Da, începuturi, va face pași către voi această persoană repede. Această persoană este omul acțiunii, are energie multă, face multe lucruri. Poate nu numai cu voi, pentru că aici văd luna și văd multe lucruri. Vouă vi s-au aprins călcâiele după această persoană. Multă atenție, pentru că aici sunt secrete. Aici este Marea Preoteasă și luna. Dragilor, voi aveți o ghidare corectă. Probabil că știți în adâncul sufletului vostru că această persoană minte, este falsă, poartă măști. Și că ce vă promite nu va fi niciodată așa cum spune. Voi știți aici. Aici această persoană vinde iluzii și totul este confuz în mintea voastră, pentru că sinele vostru vă spune, vă atenționează să fugi, să pleci, să închizi acest ciclu. Aici se cere vindecare, este o karmă. Cei care au ales această variantă trebuie să înțeleagă și să se iubească. Aici această persoană nu va fi niciodată doar cu voi. Aici această persoană așa este ea. Acum vine, acum pleacă, își dorește totul, voi oferiți. Niciodată nu este de ajuns cât oferiți. Tot timpul vă străduiți din ce în ce mai mult. Vă face să vă îndrăgostiți, dacă nu sunteți deja îndrăgostiți, pentru că aici văd scânteia și acțiunea, această persoană are energie pentru aceste lucruri, dar nu dorește niciun fel de atașament această persoană, nu dorește să se ancoreze într-o viață de familie, nu dorește să aveți copii, poate gândiți-vă dacă această persoană v-a spus că nu vrea copii. Succes benefic în mod divin integrat. Această persoană merge la sigur, știe că v-a găsit, sunteți persoane bune, loiale, sensibile, empatice, știe că poate acționa. Vedeți familia fericită. Voi vă doriți să aveți o familie și această persoană vă va îndeplini visul de familie, dar nu știu dacă și fericită, pentru că aici această persoană își dorește propriul succes. O persoană narcisistă, egoistă. Citirea a început cu diavolul și roata norocului, dragilor, și 5 de cupe. Aici va fi un regret dacă voi veți merge alături de această persoană. Văd căsătoria, vă propune această persoană și căsătorie inclusiv de toate. Și se și căsătorește cu voi. Doar că tot timpul veți fi într-o confuzie, nu veți ști niciodată unde sunteți cu adevărat. Aici această persoană tot timpul va crea această confuzie, nisipuri mișcătoare. Nu veți ști niciodată ce este și ce nu este cu adevărat, pentru că această persoană este aventurieră. Este o persoană care dorește să vă prindă într-o cursă, o minte negativă. Vedeți, aici sinele vostru vă spune, aveți intuiție, luna și Marea Preoteasă. Aici avem zodii de apă, pot fi zodii de apă, două zodii de apă. Rac, scorpion, pești, poate fi capricorn aici această persoană. Nu este persoana pe care tu o visezi și cu care ai ieșit de două ori cartea căsătoriei. Aici această persoană insistă.
pentru o căsătorie. Insistă pentru, pot fi și zodii de foc aici. Leu, berbec, săgetător, atenție aici. Ascultați-vă glasul inimii, pentru că aici inima voastră, sufletul vostru, sinele vostru, copilul vostru interior vă spune, aici sunt steaguri roșii, aici sunt lucruri la care trebuie să vă gândiți foarte bine, pentru că această persoană vine repede, vine cu cadouri, vine cu iubire multă, vine cu atenție, vă acordă multă atenție, o perioadă scurtă de timp după care pleacă, după care iarăși revine. Eventual nici nu răspunde la telefon sau vă și blochează, după care răspunde ca și cum nimic nu s-a întâmplat, vă caută și revine. Atenție! Căutați adânc în sufletul vostru, pentru că această persoană creează durere, aduce durere. Ce își dorește de la voi această persoană? Dans, frică și iluzie. Dorește să vă țină în suspans această persoană. Nici voi nu știți, dar această persoană este foarte hotărâtă. Tot timpul va fi o iluzie aici. Niciodată nu veți ști cum este să stați pe pământ sănătos cu această persoană. Această persoană vinde iluzii. Da, este o citire grea. Sfatul vostru? Detașare și individualitate benefică. Detașați-vă, dragilor, chiar dacă voi simțiți aici că iubiți această persoană, că este persoana voastră predestinată, aici este un suflet pereche fals, care vine doar pentru scopuri proprii în relația cu voi. Sunteți un trofeu pe care îl dorește. Odată câștigat acest trofeu, această persoană merge să cucerească alte trofee. Detașare este sfatul vostru. Te eliberezi de vechile modele și idei care nu mai servesc idealurilor tale cele mai elevate de iubire. Ți se spune să pleci departe de această persoană, diavolul. Și roata norocului, această persoană merge la sigur cu voi, știe exact unde să insiste, când să insiste și ce să vă spună. Cred că vă cunoaște destul de bine această persoană. Dragilor, și voi cunoașteți această persoană, gândiți-vă bine, treceți peste acea barieră în care sufletul îți spune una și mintea îți spune alta. Puneți-le la oaltă și gândiți-vă bine, pentru că sinele tău divin suprem cel mai înalt îți spune ce ai de făcut, dacă merită această persoană sau nu. Iar aici este o individualitate benefică. Ia aminte că fiecare ființă umană își lasă amprenta personală unică de iubire asupra tuturor acțiunilor pe care le realizează. Individualitate benefică. Detașează-te de această persoană, chiar dacă o perioadă te vei reinventa, te vei vindeca, vei linge rănile. Este bine, pentru că tu te vei repune pe picioare aici, probabil într-un viitor apropiat vei avea parte de o altă șansă. Poate de șansa din prima etalare, pentru că acolo era frumos, era o etalare în care o persoană se gândește la o altă persoană într-un mod benefic, cinstit, onest. Această persoană are planuri personale, doar cu ea, doar pentru ea, doar pentru binefacere personală, pentru plăcere personală. Pentru că această persoană va veni cu foarte multe lecții bine învățate, are experiența vieții această persoană și va ști ce să vă spună în momentul potrivit. Are energia suficientă pentru început să suporte multe lucruri din partea voastră și va ține, pentru că această persoană are un scop și își va atinge scopul dacă voi nu vă gândiți bine. Pentru că aici avem Luna și Marea Preoteasă, sunt două cărți foarte puternice, o intuiție foarte puternică pe care voi o aveți. Ascultați-o, dragilor, și veți ști dacă este persoana potrivită sau nu. Da, văd aici destul de... Mai avem și gemeni aici. O persoană destul de ancorată în lumea ei. O persoană materialistă, o persoană axată pe propriile beneficii, pe propriul sine.
Da, vă ofer aici firimituri această persoană, jumătăți de măsură. Voi aici vă doriți acea căsătorie, vă doriți acea familie, dar această persoană doar vă vinde iluzii, doar spune că își dorește. Căutați adânc în interiorul vostru, această persoană nu își dorește legături complexe cu nimeni, pentru că această persoană este indisponibilă emoțional. Ce dorește să ofere? Dans, teamă și iluzie. Teamă, vă induce teama că o puteți pierde pe această persoană. Fiți atenți pentru că nu pierdeți nimic, dragilor, vă regăsiți pe voi. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!